Vă amintiți cei mai în vârstă de perioada când la piață, când cumpărai, îți cântărea mâncarea sau ce cumpărai cartofi sau ce cumpărai, îți spunea aici cartofi și aici punea o greutate. Da, vă amintiți? Nu era cântarele acestea electronice. În vremea aceea a fost o evanghelizare într-un sat și a fost invitată o femeie de acolo din sat. Și la a doua zi a întrebat o vecină, no, cum a fost la pocăiți? Și a zice, nu știu. Atâta știu că am venit de acolo, m-am dus în cămară, am luat greutățile false. Știți ce erau greutățile false? În loc de un kilogram erau numai de 900 de grame să te păcălească la cântar. Și am luat greutățile false și le-am aruncat în vale. Asta înseamnă Duhul suflă, vântul suflă încotro vrea. Așa e Duhul. Produce o schimbare. Nu mai poți să fii omul care înșală pe alții, omul care minte, omul care trăiește în toate păcatele și mizeriile lumii acestea. Nu poți să mai fii.